Astăzi avem un eveniment important în Federația de Luptă Națională Voievod. Este organizat campionatul euroasiatic Voievod 2018. Suntem bucuroși că a venit în ospeție atâtea țări. Suntem bucuroși să vedem sportivi noi. Suntem bucuroși să vedem tineri talentați care într-adevăr arată niște lupte destul de interesante. Este o concurență internațională atât de necesară și pentru sportivii noștri. Să vă spun, este un nivel mai ridicat ca în anii precedenți și vom promova într-acest scop pentru anii viitori de a organiza în Republica Moldova un campionat mondial. Poate să avem ambiții să ne programăm un festival mondial de arte marțiale unde va participa mai multe echipe din mai multe țări. Selecționata Moldovei este reprezentantă de mai multe cluburi care sunt puternice și au prezentat cu brio campionatul Republicii Moldova la lupta Voievod. Până ce vedem niște lupte foarte interesante și frumoase. Deci astăzi suntem la cea de-a cincea ediție a Festivalului Euroasiatic la lupta națională Voievod. Toți sportivii care reprezintă Republica Moldova au fost selectați în decursul anului. Ei au participat la mai multe turnee și cei care s-au clasat pe locurile întâi, astăzi îi vedem la acest turneu destul de important pentru noi. Cum vedem, campionatul decurge într-o atmosferă destul de frumoasă, vedem niște lupte destul de bune, se vede și nivelul de pregătire. Cum am menționat mai devreme, într-adevăr, majoritatea sportivilor au deja 30 de competiții, 40 și au o experiență destul de bună. Sperăm ca echipa Republicii Moldova să se claseze pe locul întâi și să, pentru că suntem la noi acasă și să bucurăm suporterii. Este foarte important, în primul rând, ținând cont de faptul că se promovează modul sănătos de viață, pe de-o parte. Pe de-altă parte, toți băieții ăștia, eu știu că în mare măsură cresc și au o atitudine contra viciilor, plus că marea majoritate a lor, dacă vorbim de băieți, cresc în spirit bărbătesc, așa cum trebuie, în respect față de semenilor, pentru că știu că posedă tehnici, și știu că și eu când m-am antrenat, întotdeauna antrenorii mei spuneau așa, deci nu este pentru ca să te lupți, dar este să știi să te apere în caz de ceva și plus ca să păstrezi acest spirit fizic sănătos. Eu le-am urat succes tuturor care participă în aceste competiții. Este foarte important să fie organizat cât mai des. Este foarte important ca cu cât mai multă lume să fie implicată în sportul de masă, sportul nemijlocit conform diferitor domenii. Și răspunsul învingă cel care este mai puternic.